Salut, eu sunt Gicu, ce mai fac plantele voastre, cum mă mai duc, în fine, astăzi am să vă arăt plantele mele, de fapt, în camera mea, cum s-a mai dezvoltat, că de mult nu am postat niciun video, așa mai lung și, în sfârșit, hai să vedem, aici am plante sub lumină artificială, dar și pepervaz, care cresc în camera mea și, da, am și plante noi pe care le-am adăugat în colecție, aceasta, de exemplu, și... Ea se numește, iată scrie aici, Riesia, ok, 12 cm are și este înflorită, iată așa frumos. Bine, și vom vedea cum se va dezvolta la mine. În rest, plantele au crescut cu mult la mine și hai să le vedem. Și după cum vedeți, acestea sunt plantele care sunt sub lumină artificială, dar doar bucata asta până aici. Aici tot bate lumina artificială, dar mai slabă. În fine, hai să începem cu bambusul norocos, care l-am schimbat în acest ghiveci, cred că ați observat mai devreme. Și deja au crescut și puieți noi. Aici, după cum se observă, super tare. Ia uitați-vă. Destul de gros acesta. Și cum a germinat aici încă un rodiu, dar e foarte subțire și trebuie să-l plantez într-un ghiveci aparte. După care voi vedea, încă unul ăsta l-a crescut, încă unul aici. Și planta a devenit destul de înaltă. Ia uitați-vă. Până aici și în vârf tot crește. Îmi pare foarte bine că crește. Și uitați-vă cum arată textura frunzelor. Tare. Mai departe, zameocul casa aici a pornit. Aceste frunze, ia uitați-vă cum arată strălucitor, foarte tare. Și deja așteptăm încă vreun lăstar nou, dar trebuie să mai treacă vreo lună, cred eu. Această plantă care v-am prezentat-o în intro arată foarte frumoasă. Am cumpărat-o cu 250 de lei moldovnești, dar în fine, nu știu cât va ține floarea, are deja... aproape o lună de când am cumpărat-o și e frumoasă. Mai am aici o plantă philodendron de la Ecaterina, care atunci am plantat, am făcut atunci video, țineți minte, și s-a prins. Iată, i-am pus și un suport și o ud din când în când, îngrijesc, arată frumos. Aici am plantat cana indica în ghiveci, experimentez și eu în ghiveci. Și ce crezi? Uitați-vă cum au crescut frunzele deja foarte mari, aș zice, și deja așteptăm să înflorească în ghiveci, dacă va înflori, ar fi bine. Albizia, uitați-vă cum arată, am crescut toată vara, iar repede se usucă și cresc alte frunze noi, așa e ta să fie, dar nu, pământul e prea ghiveciu, prea mic. Violetele africane o duc bine, toate arată ok, încă nu sunt înflorite și are apă în farfurioară, tocmai ieri le-am udat. Și a doua violetă africană, tot la fel așa arată, a treia, numai că aceasta are aici un pic de floare, dar trece. Dar în fine, o plantă de fotos, sau cum îi se mai spune. Și așa arată frunzele, e foarte frumoasă, așteptăm să crească mai mult. Sau trebuie ghiveci mai mare deja. Mai am aici încă o plantă de philodendron și aceasta se întinde, iată așa, în jos. Deci e foarte frumoasă. Acum urmează plantele sub lumină artificială. Am aici lavanda, care v-am arătat în video care l-am încărcat recent. Și e foarte frumoasă, numai o ating și începe a mirosi foarte tare. Trebuie să vizionați dacă doriți acel video. Și am pus aici ca experiment o plantă de măcriș. Uitați-vă cum a crescut deja. Iată, aceste frunze arată bine. Dar trebuie să crească mai viguros, trebuie să ud la timp, dar cam des eu nu prea reușesc să ud la timp. Avem aici ghimbir și o aloe vera sau nu știu ce specie, dar uitați-vă ghimbirul cât a crescut și am pus un suport. Să crească pe el și se dezvoltă bine. Apoi, nu știu dacă țineți minte, v-am arătat în video scurte că am germinat din nou eucaliptus
Și uitați-vă deja deja cât a crescut acesta, sunt mai mulți de fapt. Foarte frumos, l-am trecut foarte mult, că am germinat două varietăți de eucaliptus. Acesta, Eucaliptus argentiu, și acesta crește cu mult mai lent și a rămas doar două ghivece, dar ce bine că nu toți s-au uscat. Și acesta chiar e foarte frumos, crește mai lent ca acest eucaliptus care e de glupta. Și mai am încă, iată, încă unul aici. De asemenea, încă unul aici, se dezvoltă bine, încă trei plante de eucaliptus, de fapt două, foarte tare. Și aici o plantă de papaya. Da, și plantele de papaya au crescut mult sub lumina artificială și uitați-vă, s-au făcut și groase, dar că trebuie deja ghiveci mai mare. Ia uitați-vă cum frunza cât de mare este deja. Sunt aici vreo 5 ghivece din astea mari și sunt mai mici ghivece care v-am arătat. Iată acesta, foarte tare. Și acesta e așa mijlociu, un pic mai mare ca acesta, dar trebuie schimbat. Mai departe aici am Mimosa pudica și după cum observați deja începe să înflorească, are destul de mulți boboși de flori și asta e bine. Hai să vedem cum reacționează, foarte tare. Și dacă e din aceeași familie, planta carnivoră, hai să o vedem și pe ea. Când am fost în Italia, această plantă a suferit foarte mult că îi schimbasem apa. În fine, i-am schimbat apa înapoi care o dam înainte. Și începe să își revină și cresc din nou capcane și deja vom vedea cum se va dezvolta. Urmează arborii de cafea, am avut aici vreo 5 arbori de cafea, au rămas doar 2 pentru că am mai dat. Sunt foarte întrebați și iată frunzele destul de mari, aceștia i-am germinat din propriile semințe, vă imaginați? Arată foarte bine ambii și strălucesc. Iar acum urmează să vă arăt ce mai face mango și nu arată cel mai bine, poate pământul deja trebuie schimbat. Pe frunze arată că ceva nu e în regulă și mă voi stărui să schimb pământul și ghiveci un pic mai mare. Poate sunt prea multe rădăcini în acest ghiveci deja și asta e. Și nimic crește în vârf până când. La orhidei aici am tăiat toate tijele, am aici mai multe orhidei împreună aici și deja încep să crească frunze noi. Iată, aici e o frunză nouă, super tare, rădăcinile sunt argintii, parcă, dar le-am uitat ieri. Încă o frunză nouă aici, la această orhidee care înflorește în alb, tot o frunză nouă crește și la aceasta o frunză nouă. Aceasta e orhidee pe care am salvat-o. Mai departe urmează să vă arăt aici niște bananieri pe care i-am salvat la fel și deja. Am scos efectul de seră, că i-am ținut în efect de seră vreo 3 săptămâni și i-au crescut 2 puieți, dar trebuie replantați deja, îmi pare bine că strălucesc. Aici papaya v-am arătat și eucaliptus și... De fapt nu, e un eucaliptus aici și iată o papaya. O plantă de limba soacrei arată bine și văd eu aici o creștere nouă. E foarte tare atunci. Ei bine, am ajuns la plantele de pe pervaz să vă arăt ce mai fac. Aceasta e Monstera Deliciosa, mi se pare că se numește. Și nu s-a dezvoltat atât de mult, că ghiveci este foarte mic și trebuie schimbat un ghiveci mai mare și atunci vor crește frunze mai mari. În fine, iată, i-a mai crescut o rădăcină foarte groasă și uite unde se întinde, gen... Iată, mă tem să nu o rup, dar iată, uitați-vă până unde. Și aici terariul o duce bine, are deja mai mult de un an, hai să-l vedem. Ce vegetații cresc în el, iată, niște buruiene. Încerc din nou să mulțesc ficus elastica și l-am pus în apă să dea rădăcini și așteptăm cu nerăbdare. Ieri l-am pus. Și vor apărea rădăcini în câteva săptămâni, sper. Aici am copacul iubirii, arată foarte rotat și frumos.
trebuie să-l aud la timp. Și destul de greu s-a făcut. Mai am violeta africană aici, care trebuia să stea împreună cu cele trei pe care le-am arătat la început, dar nu prea am spațiu acolo. Le place să stea împreună. Și încă o plantă de copacul iubirii și aceasta se înclina într-un fel și i-am pus acest suport. Și acum s-a îndreptat, eu zic. Tot arată rotat și frumos. Și planta de fotos. Aceasta s-a întins mai mult și arată superb. Ia uitați-vă cum arată la frunze. Foarte tare. Asta e cu turul plantelor din camera mea și sper că v-a plăcut și vom vedea cum se vor dezvolta mai departe. Cu voi a fost Gicu. Nu uitați să vă abonați la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou și ne vedem data viitoare.